Microbiștii giurgiuveni au rămas cu imaginea finalei Cupei României la fotbal, faza județeană, disputată pe stadionul din roata de jos, finală dintre Arsenal Malu și Unirea Izvoarele, soldată cu incidente mari, motiv pentru care conducerea Asociației Județene de Fotbal a fost întrebată în recenta conferință de presă despre așteptările cu privire la noul campionat, atât din punct de vedere competițional, dar și valoric și al fair play-ului. Toată lumea a rămas cu imaginea finalei Cupei României, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și toată lumea regretă ce s-a întâmplat. Anul acesta, față de anul trecut, campionatul pare un pic mai disputat, mai ales pe seria de sud. Sunt câteva echipe care s-au întărit foarte mult, au adus jucători de calitate, mulți dintre ei care au evoluat la Liga 3-a. În seria de nord se preconizează că probabil 3 sau 4 echipe au șanse mai mari pentru primele două locuri, în timp ce în seria de sud, care este mai echilibrată, se pot detașa 5-6 echipe. Dunărea s-a întărit, Malu s-a întărit, e și campion în titlu, Izvoare la fel au făcut transferuri. Vine din urmă tare Argeș Hotarele, care anul trecut au terminat pe locul 4 la egalitate de puncte cu Dunărea, Giurgiu, Mihai Bravu, echipa nouă promovată, chiar au făcut transferuri de marcă, pot să spun așa, jucători care au evoluat la Liga 3 și chiar Liga 2. Mai multe amănunte despre noutățile cu care vine campionatul ce va debuta sâmbătă puteți afla imediat după știri, în a doua parte a ediției speciale. Campionatul județean al Ligii a 4-a fotbalistice va debuta sâmbătă, iar în primele etape sunt programate unele dintre cele mai puternice partide. Astfel, în seria sud se vor întâlni între ele încă de la început favoritele la titlu, ceea ce a stârnit deja comentarii. Au fost discuții și pe marginea etapelor de programare că cineva le-ar fi pus intenționat. Nu ai cum să le pui intenționat pentru... Nu ai cum să pui bile. Vă spun sincer, programarea s-a făcut și în funcție de... echipele care evoluează, sunt echipe care evoluează pe același teren și trebuie să ții cont de ele, să nu pice în același moment. De exemplu, e Singurienul, Călugărienul. Chiar dacă sunt serii diferite, trebuie să ții cont la programare, să nu foști. Dar este un program, deci toate programările se fac printr-un program, prin tabela Berger. Managerul campioanei în titlu, Arsenal Malu, a comentat la rândul său acest aspect. E adevărat, așa s-a speculat că primele etape ar fi cele mai importante. Eu nu cred. Cred că cele mai importante etape sunt până la urmă etapele cu jocurile cu echipele așa zise mici, între ghilimele, pentru că nici o echipă nu e mică la nivelul ăsta, fiecare își urmărește interesul ei. Dar, după cum știți, și anul trecut s-au pierdut destul de multe puncte și noi și fostra candidaților și ne-au pierdut destul de multe puncte în compania acestor echipe. E adevărat că jucăm cu a doua etapă, jucăm împotriva echipei municipalității, împotriva Dunărului Giurgiu. A treia etapă avem deplasarea la Izvoarele, adversarii noștri din play-off de anul trecut. Sunt meciuri interesante, dar nu cred că în aceste prime trei etape se va decide campioana. Nu cred. Campioana se va decide la finalul campionatului, când se va juca și meciul din play-off. În prima etapă, Dunărea Giurgiu va întâlni ASSPIC-ul Izvoru. Un alt meci important este programat în etapa a doua, când Arsenal Malu va juca acasă cu Dunărea Giurgiu. Etapa a treia are programată iarăși o partidă între favorite, CSM Unirea Izvoarele, Arsenal Malu. Campioana Ligii a 4-a Seria Sud, ACS Arsenal Malu, începe competiția cu un lot împrospătat, dar cu aceleași mari ambiții. După ce au pierdut finala cupei într-o partidă în care au ieșit scântei, mălurenii vor să își ia revanșa în acest an, sperând să aducă și cupa acasă. Bineînțeles că avem noutăți ca toate echipele care urmăresc să câștige acest campionat județean, avem și noi noutăți din lot. Am făcut câteva transferuri, sperăm noi să fie transferuri bune. Noi le considerăm deja transferuri bune, dar așteptăm să și ca băieții să dovedească și în teren că am făcut transferurile bune. Așteptări de la campionat. Avem în primul rând să ne păstrăm titlul de campioni și urmărim să aducem din nou și cupa la Malu.
Declarații ponderate ale selecționerului Anghel Iordănescu aseară la conferința de presă de dinaintea partidei cu Ungaria. Echipa României trece printr-un moment favorabil prin prisma locului ocupat în grupă și al celui din clasamentul FIFA. Este de părere Anghel Iordănescu, care a mai declarat: în proporție de 50% am făcut echipa pentru meciul de vineri. Restul rămâne de văzut cum voi dormi la noapte, a mai spus ironic Anghel Iordănescu. Echipa probabilă este Tătărușanu, Pap, Chiricheș, Goian, Raț, Prepeliță, Hoban, Adipopa, San Martin, Torge și Cheșeru. Din lotul deplasat în Ungaria fac parte și 3 jucători ai Astrei. Este vorba despre portarul Silviu Lung Junior, cu 3 meciuri la națională, și atacanții Constantin Budescu și Denis Salibek, considerați debutanți. După 6 meciuri disputate, în clasament conduce România cu 14 puncte, urmată de Irlanda 13 puncte, Ungaria 11 puncte, Insulele Feroe 6 puncte, Finlanda 4 puncte și Grecia 2 puncte. Meciurile care au mai rămas de jucat pentru România sunt astăzi cu Ungaria, pe 7 septembrie România-Grecia, pe 8 octombrie România-Finlanda și pe 11 octombrie Insulele Feroe, România. Partida de astăzi va începe la ora 21:45 de minute și va fi transmisă în direct pe TVR1. Duminică 6 septembrie, Clubul Nautic San Giorgio vă invită să ieșiți din casă pentru a petrece câteva ore lângă apă. De la ora 11, pe podul Bizet puteți urmări Parada Embarcațiunilor, ediția a 3-a. Dacă ești giurgiuvean, ieși din casă și vino la Parada Embarcațiunilor.